analizeze în ce încurcătură băgată acceptând evoluționism. Să începem cu rugăciunea. Spune în Apocalipsa că în gura lor nu s-a găsit niciuna.
Bine, minciuna presupune intenția de a înșela, dar eu cred că și eroarea și cu eroarea trebuie să avem grijă. Eu am pregătit câteva materiale. Inițial am avut altă anul, gândeam să ne discutăm în grupe, dar n-am reușit să-l printez, în fine, nici nu cred că e așa important. Vreau să ne uităm pe un material. L-am luat de pe net. Titlul spune totul. Deci, spune, îți place cafeaua, 14 beneficii pentru sănătatea ta. Citim numai titlul, deci spune, cafeaua este un aliat pentru sănătatea ta. 1. Cafeaua previne diabetul de tip 2. Un studiu realizat de un grup de cercetători din Canada arată că, ok? Băutorii de cafea sunt mult mai puțin expuși riscului de a se îmbolnăvi de diabet de tip 2. Studiul serios, 126.000 de oameni, vedeți? A fost sus. Timp de 18 ani, deci studiul lung. Cafeaua scade riscul de afecțiuni cardiovasculare. Alte studii. Iowa Women Health, 27.000 de femei. Da, 3 căni de cafea pe zi scad riscul de îmbolnăvi de inimă cu 24%. Vă dați seama? 3 căni pe zi, deci nu trebuie să te joci, trebuie să bei. Protejează de boală Parkinson, cancer de colon, pietre la inimi și ciroză hepatică. Aici nu mai menționează studiul. Aici spune direct. Se pare că grație pasiunii noastre pentru cafea sunt că protejează Parkinson în progresie de 80%. Ciroză hepatică 80%, pietre la inimi 50%, cancer de colon 25%. Calmează durerile de cap. Da. Și să știți că, într-adevăr, cofeina are acest efect. Vedeți? El mai folosea cafea ca medicament. Când și când. Ea spunea, pentru ce spunea că folosește? Nu pentru dureri de cap. Pentru de mișcare? Antioxidanții din cafea fac imuni. Cafeaua conține antioxidanți. Și nu de mișcare, pentru că toate plantele au antioxidanți. Și mătrăguna conține antioxidanți. Să nu mâncați oarele de mătrăguna și pentru acest efect. Așa, spune că și cofeina are anumite virtuți, dar antioxidanții sunt baza. 6. Cafeaua are mai multe fibre și mai mulți antioxidanți decât sucul de portocale. Dar întrebarea e cine mănâncă cafea, că oamenii fac infuzie și beau lichidul, deci fibrele nu ajută. Are fibre. Stimulează glandele salivare. Are scurturi, lasă bravo. Îmbunătățește scrisul de mână. Deci iată că are și virtuți în zona, dacă vrei tu o crezi, dar așa că scrii de mână mai frumos. Da. Eu nici nu mai știu să scriu de mână pe capul de la asta. Împărțită în doze mici, te ține atent. Asta nici nu trebuia să fac în studiu. Îmbunătățește starea de spirit. Cei care vreau putea sunt fericiți, au o stare de spirit. Nu ne împiedică să visăm. Mulți oameni spun că dacă beau cafeaua seara, nu reușesc să doarm. Totuși, potrivit ultimelor studii, deci nici măcar nu te ține, adică te ține adept, dar te lasă și sutor. Mai interesant. Are melatonină. Are melatonină. Cafeaua nu provoacă aciditate, că aici era mare problemă. În cafea există un alcool, se cheamă cofeon, care irită stomacul. Da? Uitați, 394 de pacienți cu stomacul sensibil. Nici o legătură între consum de cafea și urgență. Vindecă herpesul. Vedeți? Asta este test, asta este studiul in vitro, adică nu e pe oameni. Au testat, au pus cafea și peste virusul efetic și virusul amurii. Cafeaua nu dă dependență. Asta este chiar turna. Organizația Mondială a Sănătății a declarat că nu există dovezi conform la consumul de cofeină ar putea fi comparat cu abuzul de droguri. Am văzut la sfârșit așa. Da, indiferent de cantitatea care este consumată, cofeina nu afectează circuitul de sănătate sau creierului, așa cum fac amfetamine sau cocaină. Simptomele trăite de consumatori de cafea în absența băuturilor favorite, dureri de cap, somnolență, letargie, îi povestesc pacienți că pățesc asta cu cafeaua, nu au nicio legătură cu cele ale consumatorilor de droguri aflați în sevraj.
sfatupărinților.ro. Ce dorere aveți de acest studiu? De această informație medicală? Este foarte interesant, însă ar fi foarte bine dacă ar oferi și referințe. Aha. Acestea, remarca este corectă. Vedeți sfârșitul articolului, brusc, nimic. Nu apare acolo un brand pe cartea. Nici o referință. Dar zicea ceva de universitate, nu știu care. Da, ei, spune în text. Cercetori de la Universitatea Cutac, dar nu spun. Da, nu dau referința. Spune, există un studiu, dar nu ne zice unde, unde a citit ea studiu și, înțelegeți? Vă recomand să fiți foarte suspicioși atunci când cineva face o afirmație și nu dă referința. Chiar dacă este adventist. Da? Deci când cineva vă spune, știți că am discutat dimineață, că dacă mănânci crudități înainte de nu știu ce, referință. De unde ai scos informația? Dacă spune, mi-am dat eu seama de asta, vă dați seama, nu ține. Referința. Uitați-vă întotdeauna dacă sunt referințe. Dacă nu sunt referințe, informația aceea este zero. Știți de ce? Pentru că nu puteți să o etichetați. Pacienții mei își cumpără tensiometri din acela care se pun aici, știți? Acelea nu sunt fidele. Adică, uneori, tensiunea pe care o afișează e aproape de cea reală. Uneori e departe de cea reală. Și când le explic lucrul acesta, pentru că uneori problemele care vin ei la mine sunt legate de tensiometru. Îi spun, domn doctor, îmi crește deodată tensiunea bună la 18. El în cabinet are tensiune bună. Da, serios. Cabinet are tensiune bună, zice că da, într-adevăr și acasă, dar uneori îi crește. Și așa pus. Și după câteva minute scade din nou, că și o ia și e bună. Și îmi dau seama că este eroare de măsurare. În momentul în care răspund, spune, o să folosesc în continuare măcar așa orientativ. Cum adică orientativ? Ce fel de știți? Adică, ca și cum ai avea o cusolă, care nu arată în ordine, ea se duce unde vrea și tu o folosești așa orientativ. Deci, poate trebuie să o folosiți dezorientativ. Deci, să vă spun care e secretul. Deci, citești un articol ca acesta. Dacă ai o igienă a minții și nu vezi referințe, cel mai înțelept este să apești asta din coșul de gunoi. Deci nimic din acest material nu poți să-l folosești. Poftiți. Pentru că nu poți să spui e adevărat sau e fals. Nu ai repere. Și nu avem repere. Ei, când scriu astfel de articole, sunt conștienți că toți vor avea suspiciune. Dar ia gândiți-vă ce se întâmplă dacă e genul de om care nu și-a timp să cerceteze lucrurile, citește un articol ca acesta. Noi avem și informații din respectul profetic. O să vorbesc și despre asta. Nu le ai, nu crezi în ele mai, n-ai citit spiritul profetic, te lupți cu însătei sau să nu te cafeale, îți place, când lași cafeaua, ai simptomele acelea, letargie, oboseală. Pe de altă parte, parcă nu crezi că ar fi mai bine să faci această reformă și citește articolul ăsta. Nu ești convins că e adevărat. Dar nu e așa că îți slăbește hotărârea de a renunța la cafea? Ăsta e secretul. Deci, Satan e foarte șiret. Vedeți? Satan știe că erorile lui nu rezistă la o testare serioasă. Dar el le lansează pentru că mai știe un lucru. Mulți oameni nici nu-și bat capul să facă o testare serioasă. Și luptele politice merg pe aceleași principii. Așa e. Deci, politicienii mint fără nicio grijă, după aceea se dovedește că a fost minciună și... Da, m-ați votat, am ajuns la putere, la următoarea nu mai votați, deși o să vă spun alte minciuni și atunci mă veți vota din nou. Cam asta e strategia așa cu Satana, mulțumesc de cum vă ați. Și mai este și bunul simț, adică simți că ceea ce se spune acolo nu se aplică la realitate, că te uiți în jur și vezi că nu neapărat acelea sunt perfecte. Adică, pe lângă faptul că nu are referințe și... Da. Așa este. Acum, vreau să vorbim strict. Iar ce funcționa în ăsta beta? Aici nu funcționează. E undeva să lansez? Și mergi și mergi. Deci, de câte ori actualizează informaticienul în program,
uite aici o chestie. Deci, totdeauna programul actualizat nu este mai bun decât cel vechi, dar nu mai știu unde se încurcă. Surse nesigure sunt articolele din presa obișnuită. Cei jurnaliști au o mare problemă. Ei trebuie să scrie. Înțelegeți? Mai mult? Ei trebuie să scrie, exact. Gândiți-vă că cineva ar trebui să vorbească continuu. Dar ei trebuie să pună ceva acolo. Dacă ei ar sta, cât stau eu, de exemplu, când fac un articol, ziarul acela n-ar putea să apară. Trebuie să apară zilnic. Trebuie să scrie. Și atunci, presa obișnuită nu este de încredere. Presa obișnuită a introdus acest sistem de a afirma ceva fără referințe. Ați văzut. 14 avantaje. Fel de fel de studii citate. Nici o referință la sfârșit. Nu o să găsiți. Deci, în presa obișnuită nu o să găsiți niciodată referințe. Deși câteodată se referă strict la un anumit studiu. Un studiu a arătat că trebuie tu după aia să ieși, să cauți pe PubMed studiul respectiv și să-l citești. Ei nu-ți dau acolo referința. Site-urile care nu aparțin unei instituții medicale recunoscute. Deci eu vorbesc acum de surse care sunt 100% nesigure. Deci cum ați văzut, sfatul părinților sau nu știu ce, ce se întâmplă doctore.ro și așa mai departe. Site-urile, ce se întâmplă, totul este site-ul ProDV-ului. Deci site-urile care nu aparțin unei instituții, puteți avea încredere în site-uri cum ar fi Asociația Americană de Dermatologie, Spital Clinica Harvard sau alte instituții recunoscute care sunt serioase. Site-urile noastre, Pomadin, dar cine mai are site-uri? Sanatoriile noastre mai au site-uri. Ce se întâmplă? Cei care au instituții în spate își verifică mult mai atent informațiile, pentru că e vorba de prestigiul instituției. Site-urile guvernamentale, sursa noastră de informare este PubMed, se scrie. Toate articolele care au apărut în jurnale sunt acolo. Nu spun că acestea sunt sigur adevărate. Dar dacă, da, nu vreau să spun că sunt sigur adevărate. Eu vreau, o să vă pun după aceea și în articole de PubMed. Exact. Dar dacă nici măcar nu aparține unei instituții serioase, nu vorbesc pe asta. Spun asta pentru că de multe ori pe om îl doare în piept. Intră pe internet, dă durere în interferul. Da? Intră pe ce se întâmplă doctorul. Citește ce spune acolo și vine alertat la mine, la sfârșitul programului, consultați-mă și pe mine. Eu sunt vorbe o seară, până la urmă stau și consult. N-are nimic, dar e speriat, are internită. Nu știu cum se spune. Să fii suspicios când autorul nu este medic. Deci autorul e jurnalist. N-are nicio treabă cu medic. Nu este medic, nu e medic, dar spune 14 beneficii ale cafele. Înțelegeți? Știi și acum de ceva din cultura da. E diletant. Știți ce se întâmplă? Articolele astea sunt luate. L-a găsit undeva în engleză, l-a luat, l-a tradus, altul l-a luat de la el și tot așa. Unul a strâns din 14 locuri, 14 beneficii, știți? Nu dau surse, nu dau link-uri, dar sunt copy-paste. Deci nici nu stau să le scrie. Mai copie, pa, cum, copie, cum și... nu se menționează bibliografia, cea menționat sora noastră. Se fac afirmații fără menționarea sursei. Aici este o mare problemă, vă spun, chiar cu cărți scrise de adventiști, am văzut afirmații, despre care eu când am citit afirmații, mi-am dat seama că nu are cum să fie corectă, dat fiind mod cum funcționează corpul omenesc. Dar nici autorul nu punea literă și referință. De aici am luat informația. Era părerea lui, pur și simplu. Sau, mă rog, astfel de afirmații puteți să le luați ca părerea autorului. Dacă el nu menționează sursa, înseamnă că așa îi se pare că ar trebui să fie lucrurile în corpul omenesc, ceea ce e relativ. Și dacă există un interes comercial sau de altă natură, la cafea, tu ai menționat, nu? Interesul. Deci, la cafea este clar interesul comercial. Sunt foarte mulți bani în cafea. Este după aura lui, la bursă. Eu asta nu știu. Este foarte mare interes. Da. Este un avantaj că dă dependență. Tot ce dă dependență se vinde bine. Știți? Cafea, țigări, alcool, astea se vând bine. Și ei automat răspund la campaniile noastre de împotriva cafelei, răspund campanii în favoarea cafelei. Mai mult decât atât, iau și bani.
De multe ori, noi care facem pledoarie pentru stilul de viață sănătos, nu avem. Dar ei au. Ei au foarte mulți bani. Și au așa de mulți bani încât își permit să plătească reviste medicale să le publice articolele. Haideți să vadă articolele de Pavel. Bine, este un jurnal oarecum obscur. Este jurnalul de chimie agricolă și alimentară, numărul din 25 decembrie 2017. Autorii sunt spanioli. Vă citesc abstract, rezumat. Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi. Unele studii sugerează că poate să fie legată de bolile cardiovasculare, cauza cea mai importantă a bolilor, a sănătății precare în lume. Acest manuscris trece în evidență efectele consumului habitual de cafea asupra incidenței bolilor cardiovasculare și mortalității. Acest review, deci, review este o revizuire, o sumarizare a studiilor, este bazat pe studii observaționale și meta-analize. Meta-analize înseamnă să iei mai multe studii, să le grupezi, să faci un singur studiu din mai multe. Din literatură. La oamenii sănătoși, față de neconsumatorii de cafea, consumul habitual, consumul obișnuit de 3-5 cări pe zi, este asociat cu o reducere de 15% a riscului de boală cardiovasculară. Iar consumul mare nu a fost legat de o creștere a riscului cardiovascular. Mai mult, în comparație cu lipsa, cu no coffee intake, cu lipsa consumului de cafea, consumul obișnuit de 1 până la 5 cări pe zi este asociat cu un risc mai mic de deces. La persoanele care deja au suferit un accident cardiovascular, consumul obișnuit nu crește riscul unui al doilea accident cardiovascular sau riscul de deces. Însă, pacienții hipertensivi care nu reușesc să-și controleze tensiunea arterială trebuie să evite să consume. Trebuie să evite să consume mari cantități, mari doze de cafeină. La persoane la care tensiunea arterială este bine controlată, probabil consumul de cafeină este probabil sigur. Dar această ipoteză trebuie să fie confirmată de investigații suplimentare. De ce am pus această prezentare? Pentru că vreau să trecem la sursele medicale de încredere. Așa. Cea mai mare încredere o puteți avea în consultarea unui medic. Asta este medicină, nu putem înlocui consultația cu nimic. E o problemă că în momentul de față oamenii au să se concentreze foarte mult pe investigații. Oamenii vin la mine și spun, domnul doctor, faceți ecografie. Știți? Vreau să faceți ecografie la inimă. Dar ce aveți? Zic, cere cineva rezultatul scris al ecografiei? Nu. Mă simt rău. Păi stați un pic, trebuie să vă consult. În cadrul consultației facem și ecografie dacă e nevoie. Dar oamenilor li se pare că e important să facă ceva imagistic. Mă doare capul, mă duc să-mi fac computer cu un grad la cap să văd ce am. Nu, trebuie să te consulte întâi un medic și el să-ți spună, ai nevoie să faci computer cu un grad sau ai nevoie de... Consultarea unui medic este, după părerea mea și numărea mea, este cea mai de încredere sursă medicală, dar și aici sunt niște atenționări. Fac aceste atenționări pentru că în România avem o problemă la capitolul consultației medicale, adică în România... Mare. Nu are nimeni răbdare cu tine. Da, medicii nu au răbdare, se grăbesc. Și, din păcate, șansele, erorile medicale sunt frecvente în România. Pentru că sunt puțini medici. Probabil și asta. Suntem supra-solicitați. Deci, lucrez la un cabinet, dar am programări făcute pe 2 săptămâni. Deci mă duc pe 8 la serviciu, deja pe 2 săptămâni agenda este plină. Consultații cu plată. Nu vă
vorbim de consultații gratuite prin casa de asigurări. Vă dați seama că oamenii sunt disperați. Deci oamenii au fost în situația de a se programa cu... Ei s-au programat dinainte de Crăciun. O lună înainte s-au programat cu plată, nu au unde să ducă. Păi și dacă e bolnav, două săptămâni, moară. Da, e serviciul de urgență. Da, deci și asta este o problemă, dar vreau să vă spun că mi s-a întâmplat ceva. Mi-au tot venit pacienți din Italia, din Spania, din Statele Unite, nu mai spun, care au fost consultați acolo, s-a dat un tratament. Întotdeauna când vin pacienți din Italia, Spania, Statele Unite, tratamentul este exact ceea ce le-aș fi dat eu. Sau foarte aproape de ceea ce le-aș fi dat eu. Asta, regimul este ce le-aș fi dat eu. Sau foarte aproape de ce le-aș fi dat eu. Dar săptămâna, acum o săptămână, am avut un șoc. M-a sunat cineva din Polonia. Că astea sunt țări care au fost mereu capitaliste, au avut mereu, dar am zis Polonia, statul fost comunist. Tratamentul pacientului exact ce aș fi dat eu. Deci m-a sunat pentru mama. Nu mi se întâmplă asta în România. Deci în România, de multe ori îmi dau seama că medicul a făcut anumite erori. Rar se întâmplă. Sunt și în România medici la care tratamentul vine, n-am ce să schimb la el, spun, e exact ce ți-a dat medicul. Dar situația acestea sunt destul de rare. Și am început să mă întreb, de ce din sănătate vin mereu diagnostice și tratamente corecte? Și din România vin în 60% din cazuri greșite. De aceea vă spun că ceea ce am pus aici pe diapozitiv, când vă duceți la un medic în România, este foarte important să aveți în minte. Medicul va fi grăbit și va încerca să vă expedieze. Nu lăsați. Cereți amănunte. Vă spune, aveți cardiopatie ischemică. Ce înseamnă că am cardiopatie ischemică? Dacă vedeți că nu vrea să vă răspundă, fiți insistenți. Dacă vedeți că nu vrea să vă răspundă, țineți minte, nu vă puteți baza pe medicul respectiv. Un medic care nu vrea să răspundă înseamnă că nu știe ce să răspundă. El însuși e împăcat. Dacă medicul e bazat pe el, nu are de ce să se teamă de întrebările voastre. Dacă se supără, și atunci este o problemă. Un medic care este, cum să spun, consacrat meseriei lui, nu are de ce să se supere atunci când pacientul îi pune întrebări. Deci puneți întrebări până vă lămuriți. Și, iarăși, foarte important, vedeți că am trecut Bun. Cereți a doua opinie medicală. Bun, acum eu nu zic dacă eu simt pe răceală, dacă medicul spune, stai că durerea asta nu e... Sunt pacienți care vin la mine, sunt al treilea medic pe care îl consultă și are un junghi aici în stânga și au mai spus doi medici că nu are nimic la inimă. E exagerat. Dacă medicul ți-a spus că ai cancer sau că ai nu știu ce, că ai cardiopatie ischemică, nu știu ce, neapărat, în situația aceasta, trebuie să cere a doua opinie medicală. Deci nu merge spre mâna unui singur medic. Pacienții vin la mine și cred că eu voi fi foarte încântat. Îmi spun, domnul doctor, să știți că eu la alt cardiolog nu mă duc. Dar să știți că eu nu sunt încântat de mentalitatea asta. Nu e o mentalitate bună. Dar cardiologul este Dumnezeu? Medicul este Dumnezeu? Nu. Deci nu vă jenați niciodată să cereți a doua opinie medicală. Mergeți la alt medic, trebuie să-i spuneți, eu chiar vă încurajez că sunt pacienți care mă testează. Nu erau nici asta. Nu spun că au fost în altă parte. Nu, vă știți ceva problem? Nici o problemă. M-am pus așa să fac un control. La prima consultație, cel puțin. Nu, așa. Și le spun, asta aveți tenoza optică, știți că aveți tenoza optică? Mi-am mai spus un medic. Și scoate ecografie, ecocardiografie. Puteți face și așa, nu-i problemă. Ideea este să cereți o altă opinie. Puteți să vă duceți pur și simplu cu dosarul. Uitați, asta mi-a spus al lui, vreau a doua opinie medicală. Este în regulă, este legal, e recomandabil chiar. Cum selectăm? Dacă îmi permiteți să vă pun o întrebare la medic. Cum selectăm în al doilea medic care ne dea opinie și să știm că va fi cel care nu intră în categoria de 60% de doctor care fac erori? Deci, medici se selectează așa cum selectăm tot, pe baza referință. Dacă vrei un profesor bun, întrebi, domne, ce profesor bun avem noi în putare? Vreau să-mi dau și eu copil la meditație. Întrebi, în dreapta, în stânga. Dar vreau să vă spun un lucru. Niciodată doi medici
nu se vor pune de a... Deci, dacă o informație este corectă, doi medici vor fi de acord în privința ei, dar medicii nu se vor pune niciodată de acord în privința unei erori. Ăsta este secretul la a doua opinie. Înțelegeți? Așa că o paranteză, au făcut grupuri de suport, bolnavi psihici. Bolnavii psihici exprimă și idei corecte și idei deviante. Foarte interesant, în discuțiile dintre ei, ideea care ieșea la sfârșit învingătoare, ca să zic așa, ajungeau să o împărtășească toți, ei trebuiau să pună de acord. Nu era niciodată o idee deviantă. Întotdeauna erau ideile corecte. Știți de ce? Pentru că eu sunt nebun, eu cred că sunt de sticlă. Dar tu nu ești, tu ești tu nebun, dar tu nu ești de acord că eu sunt de sticlă. Tu poți să fii, să crezi că sunt de diamant sau nu știu ce, dar nu ești de acord că sunt de sticlă. Acesta este secretul a doua opinie medicală. Opinia medicală, a doua opinie medicală scoate oricum în evidență erorile. Chiar dacă, să zicem că ai nimerit la doi medici slabi. Cei doi medici slabi nu se vor putea pune de acord asupra erorilor. Ei vor avea erori diferite. Bun. Și atunci sunt două, sunt două păreri diferite. Deci trebuie să merg la al treilea să văd care e bun. Nu văd eu de unde știu care e bun. Sau iau da, care uneori, îmi place. Uneori e nevoie să fie nevoie de al treilea, dar în general vor fi lucruri la care cei doi medici vor fi de acord. Pentru că, avem de-a face cu medici, avem de-a face cu oameni care au 6 ani de medicină, cu oameni care au profesat. Nu vreau nici să ajungem în extrema de a considera că totul este rău în medicina românească. Dar veți vedea că dacă consultați doi medici, unele lucruri vor fi comune. Și acele lucruri vă vor da direcția. Deja vă veți da seama încotro să mergeți. Același lucru, dacă nu practicați, vă recomand atunci când aveți de luat o decizie. Spătriți-vă cu oameni de încredere. Nu vă vor spune întotdeauna ce este bine. Știți cum fac eu? Întreb cum le prezint situația și spun, spune-mi ce sfat îmi dai, să fac așa sau așa. Persoana respectivă îmi dă un sfat. Apoi întreb, de ce îmi dai acest sfat? De multe ori te ajută mai mult argumentele. De ce? Decât diagnosticul în sine. Și la doi medici, dacă mergi și nu faci lucrul acesta, deci dacă ai intrat, el ți-a aruncat rețeta cu diagnosticul și tratamentul, n-ai făcut nimic. Deci tu ai nevoie de argumente. Vezi ce spune acel medic. De ce ți-a pus de ce mi-a spus de aceste cardiopatie? Pe baza la ce? Ce ați găsit greșit la mine? Ce ați găsit rău la mine? Păi am găsit aia, am găsit aia, am găsit aia. Te duci la celălalt medic, că spune și el. Știți? Deci contează mult aceste amănunte atunci când ai două opinii de cumpărit. Dacă ai doar un diagnostic aruncat și o rețetă, o să ai două diagnostice, două rețete, o să te ajute prea mult. Următoarea etapă este documentarea. Eu v-am încurajat dimineața să vă documentați și mențin poziția. Adică, dincolo de discuția cu un medic, trebuie voi înși vă să studiați. Să studiați fiziologie, să studiați despre boli. Este obligatoriu. Cei care aveți mașini, sunt sigur că studiați despre mașina voastră. Adică nu vă duceți și ziceți mecanicului, pune ce ulei crezi că e. Citiți un pic să vedeți. Nu, sau dacă faceți așa, trebuie să vă dispuneți părerea. Eu făceam așa pe vremuri. Domnule, eu mă pricep, eu sunt doctor. Pune tu ulei, care crezi tu că e bun. Acasă veneau meseriași, trebuie să izolez nu știu ce. Izolează-mi, tu ești meseriaș, fă instalația. Acum mai fac așa, să știți. Stai să spunem ce vrei să faci. Vreau să fac așa, așa, așa. Stai să citesc. Întotdeauna trebuie să vă documentați ca să aveți în control la ceea ce se întâmplă. Și apropo de articolul pe care l-am citit din PubMed, articol serios, vă citesc acest lucru pe care l-a spus un medic din Austria, Conrad Lorenz. Adevărul în știință nu este altceva decât ipoteza de lucru cea mai potrivită să deschidă calea către una mai bună. Știința este o cercetare. Dacă vreți, e ca și cum am avea o cameră întunecoasă, în care sunt tot felul de obiecte, nu știu ce e. Și începem să intrăm acolo și începem să gușguim. Și dăm peste ceva, ăsta pare să fie dulap. Nu știu dacă e dulap, poate să fie altceva. Dar eu așa nu cred că e dulap. Afirmația mea că e dulap este o ipoteză care îmi permite să cercetez mai departe. Înțelegeți? De aceea uneori
Știința face o afirmație și apoi se răzgândește și face altă afirmație. Nu trebuie să luați aceste erori ale științei ca un lucru care compromite știința. Nu. Acestea sunt pași normali pe care îi face știința în descoperirea adevărului. Așa cum primii pași ai unui copil, deși sunt caragioși, noi nu râdem de ei. Pașii aceia vor duce la mersul sigur de mai târziu. Așa și știința, ea bâșbuie. Și nu trebuie ca aceste bâșbuie să zice, domnule, nu ne putem baza pe știință, duceți-vă încolo cu știința voastră. Nu. Dar nici nu trebuie să o luăm, să o punem pe același alert cu Dumnezeu. Înțelegeți? Pentru că nu e. Nu e. Este bâșbuială. Sau dacă vreți, știți care este știința care ar fi cel mai aproape de Dumnezeu, aș zice eu, și de adevăr? Este matematica. E o mare diferență între matematică și celelalte științe. Științele, în general, caută, cercetează natura, încercând să descopere legile din spate. Matematica pleacă de la axiome și construiește modele. Modelele se bazează întotdeauna pe axiome. E ca și când ai plecat de la fundație și ai construit în sus. Iar știința vine de sus în jos. Descoperirile științifice devin foarte, devin de încredere în momentul în care descoperă un model matematic. Ați văzut termodinamica. Când au avut un model matematic, e de bază. Nu ne mai... Acum, pe legile termodinamice ne bazăm. Avem model matematic pentru ele. În toate domeniile în care găsim un model matematic, acolo știm sigur că suntem de pe rânsul. Haideți să vedem... Mă refer acum la site-urile de încredere și la informațiile medicale din credere, la revistele medicale, cum e Viață și Sănătate sau alte reviste. Când putem avea încredere în ei? Când nu putem avea încredere? Sau, mai bine zis, când putem suspiciona o eroare medicală strecurată? Atunci când este un studiu mic, studiile făcute pe animale, studiile făcute în ecrupetă, nu pe oameni, studiile făcute pe puțin subiecți, o să vedeți, eu am găsit un articol, berea scade tensiunea arterială. Studiu făcut pe 12 subiecți sănătoși. Le-a dat să bea bere, le-a scăzut tensiunea, berea scade tensiunea arterială. Nu poți să te bazezi pe așa ceva. Interacțiuni multiple, greu de controlat. Uneori, lucru studiat conține în sine multe interacțiuni. De exemplu, ați văzut că dimineață vorbeam despre digestie și combinarea alimentelor. Vă dați seama câte interacțiuni sunt. Noi spunem să nu combinăm legume cu fructe. Dar legume sunt multe legume, gătite în multe feluri. Fructe sunt multe gătite în multe feluri. Și când spui interacțiune fructe-legume, sună simplu. Dar acolo, de fapt, e o chestie foarte încurcată. Tu trebuie să începi să studiezi ce se întâmplă când combin banana cu roșiile. Fără ca, și acum depinde ce am mâncat înainte, când am mâncat înainte. De regulă, cercetătorii caută să limiteze variabilele într-un studiu. Dar nu totdeauna reușesc. Este bine ca să studiați, să vedeți studiul. De exemplu, eu aș cerceta studiul acela mare care a arătat o scădere a riscului cardiovascular, să văd ce interacțiuni au mai fost. Adică, au fost atenți cercetătorii să nu fie alte imixtiuni care să modifice rezultatul. Fiți atenți când este o flexibilitate mare în definiții, în rezultate și analiză. Am fost surprins un studiu care arăta că nu știu ce medicament crește riscul de infarct. Știți cum defineau ei infarctul miocardic? O durere în piept. Câți dintre noi n-am avut dureri în piept? Și n-am avut infarct. Deci o definiție foarte vagă. Uitați-vă, de obicei în studiu cercetătorii menționează s-a folosit drept criteriu pentru următorul lucru. Dacă vedeți că definiția este vagă, nu vă bazați pe studiul respectiv. Când sunt interese financiare, din fericire acum cercetătorii trebuie să-și decline interesele financiare. La sfârșitul studiului îi trebuie să menționeze. Doctorul Cutare a fost sponsorizat de firma Cutare, care, înțelegeți? Acum, cât de corect sunt, nu știu, încât să cred că nu sunt în toate cazurile corecți când își declară aceste interese,
Însă uneori aceste interese pot fi depistate foarte ușor. Uneori studiul apare pe site-urile sponsorului sau știu că a fost odată o chestie cu soia, că soia e cancerigenă. Și Valentina Dășan a mers pe fir și informația primară era luată de pe site-ul unei firme care se ocupa cu comercializarea cărnii, o firmă din Statele Unite. Și în Statele Unite, ca și în Europa, din ce în ce mai mult sunt vegetarieni și ei s-au speriat, ne pierdem clienți. Hai să lansăm și noi, soia este cancerigenă. Înțelegeți? Și încă un lucru, atunci când este un domeniu care este în competiție științifică, sunt lucruri pe care oamenii de știință se bat. Înțelegeți? Acolo se fac cele mai mari erori. Pentru că acolo unde este competiție, oamenii se străduiesc să iasă cât mai repede cu un rezultat bun. Dar studiul de mai devreme cu cafeaua, eu suspectez interesul financiar și mai suspectez de asemenea o metodologie greșită. Nu l-am descărcat, nu l-am citit în amănunt. Eu l-am pus doar așa ca să vedeți că există și pe site-urile serioase informații eronate. Sunt trei tipuri de surse de informație. Vi le spun pentru că cele mai multe erori pleacă de la sursele primare. Deci sunt surse primare, secundare și terțiare. Cele mai multe erori pleacă de la sursele primare. Sursele primare sunt articole simple de jurnal. Cum a fost... acela nu era sursă primară. Articolul acela era articol de jurnalistică simplă. De exemplu, dacă citiți, poate ați văzut. Cercetătorii norvegieni au descoperit un medicament împotriva cancerului. Și apoi în text spune că medicamentul cutare administrat la 5 șoareci... Lumesc. Este pe șoareci de laborator, dar a dus la dispariția tumorii. Sunt speranțe că în viitor cancerul va fi eradicat. Jurnaliști. Ei, acela este un studiu, este o sursă primară. Nu trebuie să te grăbești să te entuziasmezi de astfel de surse primare. Aici intră și tezele de licență de doctorat, care presupun studia de celui care publică teza respectivă, conferințe, cum e cea la care asistați acum, acestea sunt surse primare, nu vă puteți baza pe ele, și patenturi. Da? Patenturi de invenție, sursele secundare, aici deja putem avea mai multă încredere. Recenzii, review-urile acelea. Acela articol din PubMed era un review. Era o sursă secundară. Deja putem avea mai multă încredere. În textul lui deja erau citate meta-analize. Asta ne oferă mai multă încredere. Și, în general, compilările de date. Riscurile de eroare scad atunci când strângi mai multe date la un loc. Și sursele terțiare, cele mai de încredere, sunt manualele, articolele de enciclopedie, dar nu de Wikipedia. La Wikipedia problema este că autorii sunt greu de verificat. Și eu pot să scriu pe Wikipedia și oricare dintre voi și ce articol vreți. Dacă vreți să scriți despre cancerul de colon, scrieți. Nu vă împiedică nimic. Ghidurile eliberate de comitete de experți și tratatele medicale. Acestea sunt cele mai de încredere, pentru că atunci când cineva scrie un manual sau un tratat, sau se elaborează un ghid, el cercetează cu atenție toate aceste surse primare și secundare și acolo scrie o concluzie a unui om care se pricepe la domeniu. Articolele acestea niciodată nu sunt făcute de oameni care aleși așa la întâmplare. Ai scrie și tu despre hipertensiune. În tratatul meu de cardiologie, capitolul de hipertensiune este scris de Kaplan, care este un nume în hipertensiune, deci are el însuși tratatul lui de hipertensiune și scrie acest capitol. Deci sunt oameni care asta e viața lor, înțelegeți? Șansele de eroare sunt mai mici, deși nu sunt excluse. Până la ediția trecută din Braunwald, de exemplu, apărea recomandarea pentru reducerea riscului de boală cardiacă să se consume alcool. 2-3 porții de băuturi alcoolice pe zi. În ultimul număr sunt mult mai prudenți în ultima ediție. În ediția veche spuneau, de fapt, că eu nu am avut, deci eu am ediția a 7-a și a 10-a.
Deci nu am, nu cumpăr toate edițiile, e foarte scump la asta. Deci între a 7 și a 10 vă fac acum comparație. Erau mult mai prudenți, spuneau că nu putem fi foarte siguri pe informațiile din, legate de consumul de alcool și scăderea riscului de boală cardiovasculară. Și mai apărea o schimbare. Tratatul are o secțiune, toxinele și inima. Acolo vorbește de toxine acestea din ciuperci, din tot felul de toxine. Ei bine, alcoolul acum apărea la toxine, era un capitol de alcool. Este o mare noutate, pentru că, în fond, nu trebuie să fii foarte, cum să spun, foarte mare specialist, ca să-ți dai seama că alcoolul este toxic. Asta e realitatea. Alcoolul nu este aliment. Alcoolul este o toxină. Este un drog, este o substanță toxică. Chiar în organism există un mecanism de detoxifiere a alcoolului. Deci, asta mi se pare cel mai mare progres, că vreau ar pune în sfârșit alcoolul la toxină. Deci, este ce am ies la acolo, ce sunt 5. Ok. Te rog. Dar la sus reflecțiare. Da, mă întorc. Acolo, dacă cineva, deci o persoană, vine la chiguri, știu că acolo este de obicei un comitet, dar la tratate scrie cineva și el are și el perspectiva personală. Și el, spre exemplu, dacă vorbesc despre tratate mari, care zic că totuși trebuie să mănânc ceva carne, asta nu e adevărat din punct de vedere științific, dar e opinia lui personală. Știți, iarăși revin, chiar dacă este o sursă terțiară, asta nu înseamnă că nu are erori. Deci suntem tot pe pământ. Doar că riscul de eroare este mai mic. Și o să vedeți că, de exemplu, la sursele primare putem găsi aberații. De genul că cei care consumă carne de porc au risc cardiovascular mai mic. Am găsit astfel de studii. De aici articole de jurnal, că porcul este peștele peștele cu da. Dar la surse terțiare niciodată nu o să găsești astfel de aberații. O să găsești că se poate mânca carne, da? Dar cu specificările respective. Adică, de exemplu, în Braunba scrie că poți consuma carne. Este menționat de doctorul Iordiș, care a arătat reversia. Tratatele de obicei sunt echilibrate, prezintă toate pozițiile și tratatele se feresc să spună așa e. Ei spun, uite, asta am găsit. Ei prezintă cam ce este de încredere în domeniul științei și spun, uitați, da, consumați carne, dar fiți atenți că carnea procesată nu este ok, știm sigur că nu este ok, știți? Deci ei subliniază ce este riscant. Orniș, din Orniș. Studiul doctorului Orniș a arătat că pe regim vegetarian, dumnealui a scris o carte care a fost tradusă în românește, o găsiți prin biblioteci, nu mai găsiți în avanzare, se cheamă O revoluție în terapia bolilor de inimă, se cheamă cartea. E un studiu vechi acum, de prin 1990 ceva. Ce a făcut? A luat cardian și a pus pe regim vegetarian, a făcut coronarografie la început și la sfârșit. Și la sfârșit, 82% dintre ei au înregistrat regresia leziunilor aterosclerotice. Este un rezultat copleșitor, dar este o sursă primară. Vedeți? Aici este problema. Deci, când faci articolul din Braunwald, când faci capitolul din Braunwald, studiul doctorului Orniș este pentru tine o sursă primară. Nu te poți baza pe el, îl menționezi. Mai ales dacă mai ai și alte date, cum a fost studiul pe sănătatea adventiștilor sau... Deci coroborezi mai multe date și zici, da, uite, posibil ca Orniș să fie avut dreptate. Dar dacă ai doar studiul lui Orniș și toate celelalte surse spun altceva, devii suspicios, înțelegeți? De aceea au avantaje sursele terțiare. Și tu ai sugerat un lucru, că ghidurile sunt eliberate de comitete. Mai multe capete fac mai mult decât unul. Deci, întotdeauna te poți baza mai mult atunci când un grup de oameni dă un verdict, decât atunci când un om spune un lucru. Feriți-vă de eroii ăștia solitari, știți? Cum îl cheamă pe acela cu care vine Gershon?
atunci când un grup de oameni se pun împreună și cercetează. Biserica Adventistă n-a plecat cu un campion care a descoperit adevărul despre starea morților și adevărul despre nou, ci a fost grupul de oameni care s-au unit în rugăciune, au cercetat Scriptura și au zis, așa este, sabatul este ziua de odihnă, nu? Morții nu trăiesc în moarte, nu există linurile asupra și așa mai departe. Și acum e tot așa. Deci acum, frații, nu e niciun frate, nu ne ce mai trebuie să-mi spun, mai trebuie să-mi este, nu? Sunt comitete care se amână și studiază în subiect. Biruința vine prin număr mare de sfere, cum se spune, și mi se pare că am și... Deci, de puțin, nu ceva așa, și de puțin cărțile, gen, nu știu, China sau... Nu ne putem baza pe ele. Studiul China și chiar cartea doctorului Orbiș are foarte multe erori. Doctorul Orbiș a folosit pentru managementul stresului yoga, despre care noi știm că are efecte negative asupra psihicului. A folosit o dietă care era la modă în vremea respectivă, foarte săracă în lipide. Deci pacienții doctorului Orbiș nu aveau voie să mănânce alune, despre care noi știm acum că fac bine la boala cardiacă. Chiar este interesant că cu atâtea greșeli, doctorul Orbiș a obținut astfel de rezultate foarte bune. Deci, când o carte este scrisă de un om, sunt sigur multe erori acolo. Cartea Studiu China este o carte în care puteți avea foarte puțină încredere. Autora a plecat de la... Ceva la... Da, trebuie să spun... Mi-a spărâmat toată mea de vegan. Vă spun imediat de ce, pentru care legătură cu ce am pus acolo. Inspirația este deasupra științei. Și nici adevărurile separate despre aflatoxină și vazelină nu pot fi tratate ca lucruri. Ba, da! Stați un pic. Deci, autorul, ce-a făcut? A luat șoricei cu cancer hepatic și le-a dat... le-a indus cancerul cu aflatoxină. Și apoi i-a hrănit pe unii cu caseină și pe unii cu gluten, nu? Cu proteină din lapte și proteină din grâu. Și cei pe care i-a hrănit cu caseină au dezvoltat cancerul mai repede decât ceilalți pe care i-a hrănit cu gluten. De aici el a tras concluzia că, atenție, proteina animală, în orice cantitate, promovează cancerul. Mie mi se pare o distanță cam lungă. El a lucrat doar cu caseină. Și trage concluzia că orice proteină de proveniență animală este periculoasă. El a lucrat doar pe cancerul hepatic indus de aflatoxină. Și trage concluzia că pentru toate cancerele. Înțelegeți? Deci merge prea departe și vine în conflict cu inspirația. Și scrie el noi despre lapte și ouă. Spune, laptele și ouăle nu trebuie puse în aceeași categorie cu carne. Vedeți că sunt diferențe. Colin, sau cum îl cheamă pe autor, spune, nu sunt diferențe. Toată proteina animală e periculoasă. El mai spune, sunt diferențe. El mai toată viața a consumat lapte și ouă. Și nu avem garanția că ar trăi mai mult dacă le-ar fi scos. Din potrivă, ea spune, va veni vremea să renunțăm la lapte și ouă din cauza înmulțirii bolilor la animale, dar nu trebuie să aducem asupra noastră un timp de strâmbtorare mai devreme. Spune că ar trebui să testăm în sus. Care nu vede laptele nici în fotografii. Deci asta ne-a zis o domnul Grecinicepski sau comunice. Deci, a făcut un studiu pe iaurt și pe lapte și în afară de faptul a găsit în iaurt aracet. Deci a trage nimic. Era laptele ăla, nu văzuse laptele nici în fotografii. Poate conține urmă de lapte. Pentru că o idee trebuie testată și retestată și reverificată și infirmată sau confirmată în mai multe studii, nu pur și simplu ceva pare nou cu studiu, gata. Informația e incorrectă. Dacă arunci, eu n-am zis că e incorrect, eu am spus că nu poți avea foarte multă încredere. Noi vorbim de grad de încredere. Dar nici atitudinea de a arunca la coș sursele primare nu este înțeleaptă, pentru că dacă arunci la coș sursele primare, nu mai ai surse secundare. Sursele secundare se formează prin coroborarea surselor primare.
Eu când citesc un studiu al unui om solitar, un studiu de ferință, nu mă grăbesc să spun e fals, dar nici nu mă grăbesc să spun s-a dovedit că, știți cum spun Eugen, s-a dovedit că nu e niciun pericol dacă mănânci fructe de mare. S-a dovedit. De ce? Că a fost un studiu care a arătat că, în cazul unei anumite boli, nu s-a avut agravare. Înțelegeți? Deci, sursele primare trebuie luate în seamă, dar nu trebuie... Haideți să pun în alte cuvinte. Nu vă grăbiți să dați mai departe informațiile din sursele primare. Păstrați-le pentru voi. Așteptați să mai strângeți date. Dar nu vă grăbiți să spuneți, am aflat, oul sau laptele face diabet de tip 2. De ce? Că ai citit într-un studiu. Se discută că, pardon, diabet de tip 1, consumul de lapte la sugar, de lapte de vacă, duce la diabet de tip 1. A fost un studiu care a arătat așa ceva. O sursă primară. Da, țin cont de acel studiu. Dar nu mă grăbesc ca din asta să fac o solie, știți? La fel cum și în domeniul spiritual. Dacă citiți mâine în cartea Levitic că nu putem să purtăm haine care sunt din tot felul de țesături, vă grăbiți mine să spuneți vecinului, fii atent haina, te ia lăsă mă iubește. Nu? Nu. Am citit asta, nu știu ce să zic. Mai aștept să văd ce zice fratele, ce zice sora, ce zice biserica. Nu fac o teologie din asta. Și în același timp, cred că orice informație în contextul celorlalte informații pe care deja le avem și să ne bazăm și pe logica personală și pe înțelepciunea care ne dă Domnul când verificăm o nouă informație. Când se poate, într-adevăr, să fie ceva puțin diferit și să zicem, n-am mai întâlnit informația asta până acum, dar pusă cap la cap cu ceea ce cunoaște până acum, să putea să găsim că totuși se găsește o logică acolo. Da, o logică. Da. Ca să ilustrez ce spune sora, e foarte valoroasă ideea. Acum este o bătaie pe vitamina D. Ați auzit? Mare. Mare, da. Unii acuză carența de vitamina D de toate bolile posibile, cu studii. Surse primare, adevărat, dar studii. Alții spun că nu e adevărat, că e agitație inutilă. Sunt pur și simplu două tabere care se bat pe ideea aceasta. Dacă îmi folosesc logica, eu ajung la concluzia că eu înclin să cred că tabăra care susține folosirea suplimentelor de vitamina D are dreptate. Știți de ce? Pentru că noi nu am fost făcuți ca să stăm așa de puțin timp afară. Noi stăm tot timpul la interior. Pe noi soarele nu ne vede. Sau ne vede foarte puțin. Dacă le spun pacienților mei că trebuie să stea la soare să facă vitamina D, spun, da, în fiecare an mă duc la mare. Cât stai la mare? Stai 7 zile pe an. Și atunci, mai ales la noi, când avem 7 luni în care razele soarelui sunt slabe și noi suntem super îngoșcați, înțelegeți? Eu înclin să cred că tabăra cu vitamina D are dreptate și eu le recomand pacienților să ia suplimente de vitamina D. Am trimis oameni să-și dozeze nivelul de vitamina D. Analiza se numește 25-hidroxid. E cam scumpă, dar vă recomand să o faceți. Și vreau să vă spun că am dat peste 100 de analize și nu știu dacă am avut 4 cazuri cu nivel normal. Deci carența de vitamina D este foarte răspândită, asta este o realitate. Și la realitatea asta poți să ajungi printr-un raționament simplu. Adam și Eva stăteau toată ziua afară. Razele soarelui le scăldau pielea tot timpul. Lăsați-i pe Adam și Eva. Bunica mea pleca dimineața cu sapa în spate, se întorcea seara. Toată vara era în soare. Eu sunt toată vara în cabinet. Iarna nu mai zic. Iarna când ies din cabinet de întuneric, când ies din cabinet de întuneric. Și n-am murit bunica de cancer de piele, nu? Am murit de vreme, săraca, că mânca porc și era grasă și mânca tot timpul și ceva. În fine, ideea. Vreau să spun că noi stăm mult mai puțin la soare și nu ce normal că avem două lucruri, dar care spune. Am o întrebare, poporul iubit, ei nu au lumină în jumate de ani, dacă sunt prea la nord, și se hrănesc în mare cu o mersime animală. Da, și 340 de ani. Așa e. Oare o întrebare e și religioasă. Ce faci cu ei? Da.
te raportezi la ei, nu poți să vii să-i spui... Fii atent că foca e curat, nu are cum te-a deschicat. Pastor mi-a spus să migreze în sud. Aici... Ați fost în tabără în care a venit fratele Primit? UGM? Deci omul ăsta mi-a schimbat perspectiva asupra credinței, asupra vieții în general. Cred că a luat de undeva ideea aceasta, dar e foarte valoroasă. Zice așa, când conduci, este important să te uiți prin parbriz înainte, dar să te uiți și în oglinda retrovizoare. Dacă te uiți numai prin parbriz și nu vrei să te uiți în oglinzile retrovizoare, este o problemă. Dar și dacă te uiți numai în oglinda retrovizoare, este o problemă. Vedeți? Noi avem o solie, aceea că Hristos a murit pentru oameni. Că mântuirea a fost făcută ieftină pentru noi, deși a fost plătită scump de Dumnezeu. Aceasta este solia noastră. Pe lângă aceasta avem și solia medicală. Când ajungem în situații de genul acesta, cui trebuie să dăm noi prioritate? Nu trebuie să-i spune schimosului, vezi că dacă mănânci focă mai departe, te duci în iad. Nu? Pentru că Hristos a murit și pentru acel schimos și el deocamdată nu poate schimba asta. Are grijă Dumnezeu. Are grijă Dumnezeu de el. Vă spun sincer, eu nu garantez că dacă aș fi într-o situație limită și n-aș avea ce mânca și aș avea rezoluție doar carne de porc. N-aș mânca. N-aș mânca dacă ar fi o testare a credinței. Dacă cineva mi-ar spune, nu stau să mănânci decât porc, da? Mor și nu stau decât porc, ca să-ți testez credința, nu aș mânca. Bine, pentru că n-aș mânca și din încăpățâneală, ca așa să dar dacă aș fi în junglă undeva, n-aș avea ce mânca și aș prinde un porc, eu nu garantez că nu aș mânca. Înțelegeți? Sunt situații în care alte lucruri primează. Nu asta te... Cred că la ideea dumneavoastră, dieta vegană poate să fie susținută foarte ușor și fără spirulina, așa de multe ori. Da, așa este. Dar și nu am făcut de spirulina, l-am aplicat-o pe mine, tot cum de un an, doi și... Ce mă surprinde este că lucrez în lumea sportivă și toată lumea mă întreabă, dar cum ai energie? De unde? De unde? De parcă dacă mănânci porc, ai energie sau nu știu, asta nu înțeleg, dar... Foarte mulți atleți de vin vegan și Lewis Hamilton. Deci este o deschidere incredibilă, incredibilă. Fiul meu vrea asta și de doctorat s-a făcut și nutriția pe lângă sport cu sportul de performanță la vegan. Sunt deja cam evident se par în alegeri. Și Arnold Schwarzenegger a spus într-un interviu cu BBC-ul că nu trebuie să mănânci carne, el a văzut weightlifters, cum se zice? Culturiști. Da, culturiști, vegetarieni și-au crescut foarte bine. Am vegan sau vegetarian? Am prieteni vegetarian. Am prieteni vegetarian nu conține lapte și ouă. Vegetarian este vegetarian. Ovo-lacto-vegetarian este lapte. Vegan este cel care nu mănâncă spre deosebire de vegetarian. Nu vegan, nu știu. Nu, ăla e cel care le mănâncă crude. Nu. Stați un pic aici cu un de termen. Doamna are dreptate când spune că vegetarian ar trebui să însemne fără lapte și fără ouă, dar din păcate, în limbajul, sau nu neapărat din păcate, în limbajul obișnuit, vegetarian include lapte și ouă. Știți că nu, numai pe aici mai este așa. Au început deja, trebuie în campanie, cele cu compania aeriene deja au început să specifice la ouă vegetarian. Și ca să răspund domnului, diferența între vegetarianism și veganism este prelucrarea produselor. Adică eu nu mănânc zahăr alt, de exemplu, orez alt, lucruri industrializate. Știam din rău vegan. Este rău vegan. Rău veganul sunt cei care mănâncă crude, nu le pregătesc termic. Vegan a fost inventat tocmai pentru a suplini această confuzie care era în numele termenilor. Adică vă pot da un simplu exemplu. Cartofii prăjiți, poate mânca un vegetarian, un vegan nu-i mănâncă, un rău vegan nu-i mănâncă. Aici este terminologie care poate să semne una în România, alta în Anglia, alta în
Da, nu e asta. Asta l-am văzut, asta sunt toate pentru celelalte de companii care vin și care sunt chiar, adică chiar se folosesc la rog pe gata, pe ce sunt atât de bună. Da, cred că așa este. Vreau să ajungem la acest punct care este foarte important, pentru că este un domeniu în care eroarea nu are loc. Inspirația. Deci, între coperțile negre ale Bibliei dumneavoastră sau celorlalte, nu sunt erori. Mă refer la concepte, la idei. Inspirația lui Dumnezeu a făcut ca această carte să conțină numai adevăr. Atunci când ceva îndrăznește să contrazică Scriptura, nu ezitați să puneți pe el etichetă de fals. Dar Scriptura are un mic dezavantaj, că nu îți spune ce să mănânc, nu spune în detaliu ce să mănânc și cine se căsătorește. Deci sunt și nici care este soluția la nu știu ce conjectură matematică. Deci are anumite limite, dar principiile de acolo ne putem baza pe ele ca să respingem orice pretenție ale științei, a științei. Și îmi place acest citat din Spiritul Profetic, el mai spune: știința adevărată și inspirația sunt în armonie desăvârșită. Știința falsă este ceva independent de Dumnezeu. Ea este ignoranță pretențioasă. Când îmi vine acel studiu că nu știu câte meta-analize s-a dovedit că aveau atunci riscul de boală cardiovasculară, eu pun pe această etichetă de ignoranță pretențioasă. De ce? Pe baza Scripturii eu pot ușurit să o identific pe Ellen White ca fiind profet. Și a scris mult despre cafea. Și tot ce a scris este împotriva consumului de cafea. Subliniază ce efecte dezastruoase are cafeaua asupra corpului omenesc. Și cu orice ar veni știința, așa zisa știința, ca să contrazică aceste afirmații inspirate, eu nu o să-i permit să facă acest lucru. Adică nu o să pun pe aceeași, la aceeași egalitate inspirația cu știința. Întotdeauna inspirația este deasupra științei. Să am pacienți adventiști care sunt foarte delutați. Au probleme cu stomacul, s-au dus la doctor și le-a zis să mănânce puțin și des. Ignoranță pretențioasă. Inspirația spune clar că trebuie să nu mâncăm între mese și să mâncăm la ore fixe. Nu puțin și des. Deci în momentul în care un sfat, oricui ar fi, vine să contrazică inspirația, fără nicio ezitare, mancați încă eroare. Această inspirație este supremă. Dacă dăm la o parte inspirația, ne trezim într-o lume fără de pe duș, de val, vine un val, ne ducem colo, vine un val, ne ducem colo. Inspirația ne ancorează. Și noi putem să zicem, aici stăm, pe baza inspirației. Da. Poate atunci când cineva spune despre nu știu ce medicament că face bine sau rău, nu scrie nici în Spiritul Profetic, nu scrie nici în Biblie, nu știu ce să zic. Dar când știm ceva din Biblie și vine știința să-mi spună altceva, acestea sunt doar pretenții care nu pot fi foarte de bune. Însă apare o problemă. Cum interpretăm informațiile din surse inspirate? Că cu ele mai când în mână, să-i vedeți pe adventiști și se ceartă. Amândoi cu citate din ele mai și din Biblie. Și aici ajungem la un punct foarte sensibil. Știți care cred eu? Și mă spun pe baza experienței personale. Dacă trebuie să termin seminarul? 5 jumate? Nu, da. La 6 masă. Știți care este punctul de care se agață Satan ca să ne ducă în rătăcire? Părerea mea. Sau vă spun ce punct găsește la mine cel mai des, ca să nu jignesc pe mine. Este mândrie. Spune Biblia, nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Și mai spune că nu este chipzuință poporul cade, dar biruința vine prin marele număr de sfetnici. Când interpretez Biblia sau Spiritul Profetic, trebuie să fiu foarte atent cum interpretează alții Biblia și Spiritul Profetic. Eu de câte ori trag o concluzie originală din Scriptură, sunt foarte suspicios până când nu aud măcar o altă
persoane interesate de Biblie că spune același lucru. Și nu prea mă grăbesc să spun, uitați ce am descoperit în Scriptură, până când mă aude cineva că are același lucru. Au fost lucruri pe care le-am studiat profețiile, am găsit anumite lucruri, au trecut ani de zile până am găsit pe cineva care să spună ce am găsit eu. Și am tăcut mâlc, n-am zis nimic, pentru că nu aveam încredere în ceea ce am găsit. Din păcate, n-am fost atât de înțelept în domeniul medical și a fost o perioadă când lansam anumite lucruri descoperite, tipurile de mine, care ulterior mi-am dat seama că nu erau chiar cum le gândițam eu. Ideea este că nu te grăbi să tragi anumite concluzii din Biblie, așteaptă să vezi ce spun și alții. S-ar putea la un moment dat să devii caragios, înțelând anumite descoperiri, dar și mai trist este că te vei înșela pe tine însuți și vei înșela și pe alții. Apropo de caragios, am avut un foarte bun prieten în copilărie, nu m-am mai văzut cu el ani de zile. Între timp eu am devenit adventist și mă întâlnesc cu el în Brăila și el îmi spune, am auzit că ești adventist. Zic, da. Și am zis, și eu sunt adventist. Ah, ne-am îmbrățișat, bucuroși. Și am început să discutăm. Dar el grăbit să-mi împărtășească o descoperire din Scriptură. A citit în Evanghelia după Matei că vulpile au viziuni. Stai seama, frate, dacă vulpile au viziuni. Înțelegeți? Bine, asta este o caricatură, da? Dar nu ești departe când tragi nu știu ce concluzie, că Hristos vine la 1000, la 2000... 2015, și vine 2015 să duce și tu erai foarte convins să-i descoperi. Deci nu ești departe de situația aceasta când... La fel și în domeniul medical. Fiți atenți ce spun ceilalți. Și vreau să vă atrag atenția asupra unui eveniment din Faptele Apostolilor, Consiliul de la Ierusalim. Știți că era problema dacă trebuie puși cei dintre neamuri să se taie încă în jur, să respecte toate regulile evreilor, sau pot fi primiți între creștini fără să se facă evrei mai întâi. Și uitați ce spune aici. Nu întreg corpul creștinilor a fost chemat să se pronunțe asupra acestei probleme. Apostolii și presbiterii, oameni cu influență și cu judecată, au fost aceia care au chipzuit și au alcătuit hotărârea, care după aceea a fost acceptată de toate bisericile creștine. La un moment dat, Petru, ni se spune despre această situație în Galateni, se separă de cei dintre neamuri, mănâncă separat cu evrei și Pavel îl mustră. Uitați ce spune Renoi despre atitudinea... Ce făcea Petru? Petru încălca rezoluția de la Ierusalim, care a spus că nu trebuie să facem separare de neamuri. Renoi spune așa, cu cât sunt mai mari răspunderile puse asupra unelte omenești, și cu cât sunt mai mari ocazii lui de a porunci și supraveghea, cu atât mai mult va produce vădămare și aceasta în mod sigur, dacă nu urmează cu mare grijă calea Domnului și nu lucrează în armonie cu hotărârile la care a ajuns trupul întreg al credincioșilor printr-un consiliu unit. Sunt multe subiecte care sunt discutate între noi adventiști. Unii suntem într-o tabără, alții suntem în altă tabără. Dar există o declarație de poziție a Bisericii. Și este trist că, în momentul în care există o declarație de poziție a Bisericii, noi mai suntem tabere. Apropo de Rao Vega. Sunt adventiști care promovează alimentația Rao Vega. Biserica și-a spus părerea. Dacă vreți declarațiile de poziție ale Bisericii, o să vi le dau pe un stick sau ceva, sau pot să le pun undeva pe transfer.com sau și să vi le distribui. Deci biserica are un consiliu. Oamenii acestea s-au rugat, au studiat problema, au cercetat informațiile medicale și au dat diverse declarații de poziție ale bisericii legate de anumite subiecte, între care și subiectul acesta alimentației vegane, alimentației crudivore. Care ce spune? Spune că alimentația crudivoră, trebuie citit pentru că dăm multe detalii acolo, alimentația crudivoră, adică asta înseamnă peste 80% crudă, nu oferă niciun avantaj față de alimentația obișnuită în care combinăm crud cu gătit. Ei prezintă acolo special argumente științifice, dar eu vreau să vă atrag atenția asupra unor date inspirate.
Ați găsit în ele mai ideea de a mânca totul crud? Nu. Ideea care se citează este că trebuie să ajungem înapoi, mai aproape, la de starea din Eden. Că Adam și Eva nu găteau. Ați găsit undeva în Biblie că Adam și Eva nu găteau? Nu. Eu îndrăznesc să susțin că Adam și Eva găteau. Puteți să mă contraziceți? Nici eu nu pot, nici eu nu pot să demonstrez că găteau. Vedeți? Deci, pornesc de la o afirmație care pare inspirată, dar mie e deloc inspirată. Da, da. Pentru a găti înseamnă că ei aveau oale care se gătească, probabil aveau metale de prelucrate. Și puteți să dovedeți că n-aveau. Înseamnă că... Da, noi ne place să-i vedem că Adam și Eva într-o atmosferă primitivă, așa, dar nu știm cum era. Aveau o societate bine organizată. Dar dacă ne luăm tot după Adamachia, scrie că înainte de potop, aurul, spre exemplu, era în suprafață, deci aveau metale la îndemnă. Nu trebuia să stau cu el. Dar nu puteau să gătească. Adam și Eva, erau boli și se... Dar și aici este o problemă. Deci eu am o mare problemă. Toate cărțile pentru copii îi învățișează pe Adam și Eva înainte de cădere în pielea goală. Da. Dar stați un pic. Deci oamenii aia primeau vizita îngerilor în pielea goală. Urmau să nască copii. Și trebuiau să stea la un loc. Părinți, copii, bunici, toți în pielea goală. Vă dați seama cât de absurd e. Noi am găsit o soluție și dacă aveți copii, vă recomand. Folosim pastă de dinți și le facem lui Adam și Eva haine de lumină. Cum spune în Patriarh și Profeți că aveau. Hainele de lumină au dispărut după căderea în păcat, dar înainte aveau haine de lumină, deci nu erau în pielea goală. Dar toți, deși și astea luate în spane de la adventiști, toate au... Asta cred că e inspirată de la frunză, După căderea în păcat, da, au fost în pielea goală, au încercat să-și facă șos din frunze. De acord. Nu cum asta de din după căderea în păcat. Dar ce? Nu putea ca să mănânce cartofi și achele crude. Da, și eu mă întreb. Să știi că m-am întrebat. Bine, cartofi nu au fost... Eu înțeleg că nu se consumau de cum înainte de vedere am păcat. Că spune că vă dau ca hrană orice iarbă care face sămânță, adică cereale, și orice pom care are rândul sămânță, adică fructe și nuci. Apoi, după vedere am păcat, spune să mâncați iarba de pe câmp. Aici are intrare cu mine. Dar chiar și cerealele. Deci cum să mănânci grâul? Neprelucrat, indiferent. Nu știu. O să-i întrebăm când o să ajungem în cer. Nu pot să garantez că găteau. După păcat, îmi sigur. Îmi să cred că găteau. După păcat, sigur găteau. Eu îmi să cred că găteau și înainte, dar nu pot să garantez. Dar o să-i întrebăm. Neapărat să gândiți-vă odată cu căderea și cu potopul. Toată presiunea noastră că se răspunde, că se schimba. Absolut. Da. S-au schimbat mult. Da. Și probabil că și constituția chimică a plantelor, a legumelor, s-a schimbat foarte mult. E posibil. Probabil că înainte erau cu toate. E posibil. Ideea este că argumentul celor care susține alimentația vegană este slab. Rău vegan, da. Mai ales dacă ținem cont de faptul... Deci Dumnezeu ne-a transmis un pachet de legile sănătății pe care le avem prin Spiritul Profetic. Ar trebui să admit și nu uitați că ne-a transmis acest pachet și ca reforma sănătății, adică pentru cei sănătoși care vor să-și păstreze sănătatea, dar și ca lucrare medicală pentru cei bolnavi. Țineți cont că Dumnezeu a avut și această intenție spusă explicit în transmiterea reformei sănătății. Și atunci mie mi se pare ciudat ca Dumnezeu să neglijeze o astfel de armă. Dumnezeu putea să spună, aveți grijă că în cazul celor bolnavi de cancer e mai bine să le dați totul crud. Sau să le faceți sucuri. Înțelegeți? Dar Dumnezeu foarte ciudat, a uitat să spună lucrul acesta. Și mie, eu am deja suspiciuni atunci când văd astfel de inovații. Dar sunt pe internet, pe cutare, așa, s-a vindecat de cancer. Și în magazinele sau la Scriptura găsiți cărți despre dieta la un vegan și vă spun că este o mare problemă. Deci, știți ce văd eu? Unde văd eu problema? Hristos a rugat pentru unitate. E adevărat că unitatea o realizează lucrul sfânt. Dar dacă noi ne permitem să ne certăm pe niște chestii la care Biserica s-a pronunțat, de unde o să mai iasă unitatea aceea? Știți cum e? Dacă vrem să mergem împreună în aceeași direcție, trebuie să admitem
conducerea pe care Dumnezeu a rânduit-o peste noi și să mergem în același ea. Nu zic să mergem orbește și conducerea să ne ducă nu știu unde. Nu zic să închidem ochii. Dar atât timp cât nu ai suspiciuni serioase, e important să mergem în direcția bună. Merg până acolo încât aș îndrăzni să afirm că un grup uman condus de un lider slab, dar care ascultă de liderul lui, are șanse mai mari să reușească decât un grup care are un lider bun, dar nu ascultă de el. Știți că Dumnezeu de exemplu pe recapiții. Ce făceau recapiții? Nu beau vin. Super! Erau adventiști. Nu-și făceau case. Credeți că a fost un sfat cum să nu-și facă case? Poate a fost, poate n-a fost. Ideea este, pentru ce le-au rugat Dumnezeu pe recapiții? Au ascultat de tatăl lor recap. Ei au fost puniți. Așa a zis tata, așa facem. Eu îndrăznesc să cred că noi am fi o mare putere dacă am fi uniți. Nu, ce spune biserica? Mai ales când mă rog la învăț, trebuie să spun ce spune biserica, dar și în lucrurile obișnuite. Pot să am opinii separate și pot să-mi le exprim. De exemplu, opinia aceasta că Adam și Eva vedeau este opinia mea. Nu este a bisericii adventiste, este doar a mea. Nu vă puteți baza pe ea. Vă spun asta clar. Dar ideea este că pot să am opinie mele, chiar e bine să am opinie mele, dar eu nu o să mă duc acum, când fac evanghelizare, să le spun oamenilor că Adam și Eva vedeau. Dacă fac asta, deja derutez oamenii. Noi când mergem să vorbim oamenilor, spunem ce am convenit cu toții să spunem. Și atunci o să fie bine. Ideea e să fiu un lider, dar nu ajunge până la ecumenism, să zic așa. Ideea e acestea. Am înțeles. Dar ecumenismul presupune dermarea valerilor între biserici, înțeleg. Eu vorbesc acum de biserica noastră. Cine conduce biserica? Cine este capul bisericii adventiste? Ar trebui să fie Dumnezeu. Este Dumnezeu. Deci dacă ai căutat biserica adevărată și ai găsit o biserică adventistă și ai criterii serioase pentru care ai venit în biserica aceasta, atunci trebuie să ai motive la fel de serioase să crezi că fruntea bisericii adventiste este Iisus Hristos și că biserica asta a fost adusă la existență și este condusă de Duhul Sfânt. În momentul în care tu deschizi gura și vorbești împotriva principiilor bisericii, tu răspândești necredință în faptul că această biserică a fost adusă la existență de Duhul Sfânt. Este slabă, este formată din oameni slabi, plini de greșeli. Dar ca organizație, este ce are Dumnezeu mai bun pe pământ. Este conducerea lui Dumnezeu. Este singurul obiect către care Dumnezeu și Dumnezeu. Atenția supremă. Și va ajunge, ele mai vede trânsoria adventă, trânsoriale să spune, vede corabia adventă, adică organizația adventă, ajungând în siguranță în portul ceresc. Oamenii își imaginează că adventiștii se vor împrăștea ca potemnicile și că în vremea finală vom fi mântuiți așa unul pe unul, nu ca organizație. Dar să știți că inspirația și Biblia și Spiritul Profetic prezintă organizația ca mergând înainte până la sfârșit. Nu ca fiind doar un vehicul temporar care se va dezintegra. Sunt mișcările acestea care spun că, da, spuneam, frate, noi nu punem semn egal între biserică și organizație. Și, într-adevăr, nu este egal. Sunt membri ai bisericii care sunt afară. Și liderii ai bisericii care, probabil, nu urmează direcțiile generale. Așa e. Sau conferințe întregi, din câte am auzit. Da, sunt. Să vă mulțumim. Legat de ce spuneați, un lucru pentru care eu cred că Ellen White este inspirată de Dumnezeu este că este onestă și o afirmație prin care este onestă este următoarea. Spune, calitatea de membru al unui adventist nu-i garantează mântuire. Deci, cunoașteți. Deci ea, fiind din biserica noastră, spune faptul că ești membru nu-l garantează. Da. În sensul... Dumnezeu ce spunează, a nu se întrege faptul că suntem membri automat. Automat. Dar avem cele mai mari șanse, adică avem la dispoziție cele mai bune resurse ca să fim. Da. Vreau să mai spun un lucru. Știți că am trecut în toamnă, cu asta închei semnalul. Mai mulți, nu mai mult. Ah, da, interesant.
Anul trecut, în toamnă, Organizația Mondială a Sănătății a dat niște un raport prin care afirma că preparatele de carne, carnea procesată, sunt cancerigene. Sunteți familiar cu acest raport? Mie, acest moment este unul dintre momentele importante în care știința medicală se pleacă în fața inspirației. Ați citit în Vechiul Testament carnea animalelor jertfite. Când putea fi consumată? Imediat ce a fost sacrificat. Imediat ce a fost sacrificat animalul. În ziua respectivă sau a doua zi. Ce se întâmpla dacă consumai carnea a treia zi? Care era pedeapsă? Spune, cel care va mânca a treia zi din carnea animalului jertfit va fi nimicit din poporul Israel. Deci Dumnezeu a interzis conservarea cărnii. Ei nu aveau congelatoare. Singura lor metodă ca să mănânce din animal a treia zi era să săreze, să afumeze, să afume, pardon. Deci ei trebuiau să facă preparate de carne și Dumnezeu le-a interzis. Această interdicție care apare în Vechiul Testament și de care mulți adventiști nu știu. Deci eu știu adventiști care mănâncă cremuș de pasăre. Că pasăre este animal curat. Dar neglijează faptul că Dumnezeu a interzis procesarea cărnii. Poți să mănânci carne de pasăre congelată, dar nu procesată. Păi și cea congelată nu stă câteva zile mai mult? Așa este. Stă și ani de zile uneori. Trece de trei zile. Trece de trei zile. Ideea este că, părerea mea este că dacă evreii ar fi avut congelatoare, Dumnezeu le-ar fi permis să consume carne. Dar el le-a interzis pentru că ei nu aveau congelatoare și singura lor metodă era procesarea. Deci în vremea respectivă să mănânci carne mai veche de două zile însemna să o procesezi. Altă metodă nu era. Și Dumnezeu le-a interzis asta. Și acum vine știința și spune, da, carnea procesată este periculoasă. Mie mi se pare un moment foarte important și aș putea să vă mai povestesc de astfel de situații recente în care vine știința medicală și spune exact ce a spus în trecut inspirația. Astfel de lucruri mă fac pe mine să am încredere și în restul. Nu avem date medicale care să justifice interdicția de a consuma fructe de mare. Nu avem date medicale suficiente ca să interzicem porcul. Dar nici nu am nevoie. Pentru mine, Levitic 11 este suficient. Și aștept momentul când o să vină știința medicală și o spună, stați un pic, că e o problemă cu porcul. O să vină acel moment. O să-l trăim. O să vedeți când o să se publice peste tot, e o problemă cu porcul. Dar deja au început, dar am căutat pe papă. Nu sunt date serioase, științifice. Interdicția asta legată de porc, este mai, cred că mai mult de la noi pornește. Să știți că multe lucruri care se spun în lume pornesc la adventiști. Eu uneori le recunosc. Ideea de a mânca puțin seara, de a mânca între mese, asta e de la noi. Se spune carnea roșie? Da, carnea roșie sunt probleme cu carnea roșie, dar carnea roșie și carnea de vită și carnea de oaie, aici în rătoare. Vreau să spun studii care se separe porcul de oaie vită, adică între sortimente de carne roșie nu prea suntem. Da, când se vorbește de carne procesată, e vorba de conserve sau... Conserve, salamuri, afumături, pastramă, încârnați. Și fiert asta nu e procesat sau... Păi, deci o fiert s-o mănânci pe loc. Asta nu e procesat, asta e gătit. Dacă congelator. Sau pui în congelator și o gătești mai târziu. Deci asta e carne gătită. Procesată este când o afum, o sărezi, o... Da, și peștele, în aceeași categorie, peștele afumat. Da, peștele nu ar trebui. Peștele ar trebui doar congelat. Conservele de pește intră în aceeași categorie. Conservele de pește intră în aceeași categorie. Exact. Și atunci înseamnă că nu mai sunt de folos. Și sunt proprii. Peștele în general este un aliment curat. Deci, nu, pardon, peștele care are aripi și care are înotătoare și soți. A fiți atenți la Angasius, la Sol,
Deci peștele de pește curat și pește necurat. Dar peștele curat a trebuit consumat sau proaspăt, sau congelat, nu procesat, adică nu a fumat, conserve. Dar nu știu cât este curat acum. Curat sau nu este curat. Despre ton, că am auzit și este are sol sau nu are. Păi aici, nu am văzut niciodată. Aici, sunt site-uri, sau poate vrei de asta, găsim site-uri pe care sunt alimentele coșer și necoșer. Da. Și tonul are soiuri coșer și soiuri necoșer. Asta e problema cu tonul. Dar cum vrează mai așa mult? Poți da. Da. Sarmine și hering. Cam asta. Apropo de ideea de a asculta de, direct de concluziile la care ajunge biserica în comitetele ei. Știți că Elena la un moment dat a plecat în Australia. Și cred că această plecare a fost în planul lui Dumnezeu, că acolo s-a înființat școala de la Avonde, care a fost o școală modelă pentru învățământul adventist în continuare. Școala de la Avonde nu se putea înființa în alte părți. Pentru că acolo s-a pornit de la zero. În Statele Unite existau anumite tipare despre cum trebuie să fie o școală și adventiștii nu reușeau să iasă din ele, știți? Trebuie să studiezi cu omea, trebuie să studiezi, știți? Niște lucruri. În Australia nu erau astfel de prejudecări, s-a pornit pe baze serioase. Asta e un amănunt. Dar uitați ce spune Remei despre plecarea în Australia. Profetul Domnului. N-am avut nicio rază de lumină că Domnul ar fi vrut să plec în această țară. Nu i-a spus Domnul în mod supranatural că du-te în Australia. Cum a știut? Am venit în Australia în ascultare de vocea conferinței generale, pe care totdeauna am păstrat autoritate. Mai există un pasaj care spune că el și-a propus să ajungă în Australia. Eu puteți să-l verificați, l-am luat de pe Ellen White, Eagle Bull Writing. Știți site-ul, nu? Toate scrierile noastre sunt pe Eagle Bull Writing. Eu am citit și niște amănunte. De fapt, plecarea în Australia nu a fost chiar coșă. Deci erau câțiva oameni în conferința generală care vreau să știe cât mai departe. Dar chiar în condițiile acestea, ele mai ascultă de glasul Convenției Generale și bine face. Că era chiar pe lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu i-a spus altfel. I-a spus prin vocea Convenției Generale. S-ar putea ca uneori să ne frământăm cum să facem. Doamne, descoperă-mi. Intențiile au fost diferite. Da, intențiile au fost altele, dar spune cumnatul meu, cumnatul meu este baptist. Spune, Satan atrage la căruța lui Dumnezeu. Dumnezeu așează așa lucrurile că Satan vrea să le curce și este tot cum vroia Dumnezeu. N-are nicio șansă. Da, eu am terminat. 10 minute de a ajunge la masă. Citat. Ok. Părerea că nici murături, nici mușcaturi, condimentele foarte grâți, nu sunt recomandate. Și care să fie inovat? Păi nu știu ce să vă spun. Adică nu știu ce să vă spun altceva decât scrie în Spiritul Profetic. Sunt avertismente în Spiritul Profetic de ale de murături și condimente. Și le puteți citi acolo. Dar cum se vine să plăcea de nu am altă, nu am mai multă lumină decât. Adică, ce citiți voi acolo citesc și eu. Nu știu ce să vă spun. Opinia mea personală este că n-ar trebui să fie asemenea. Dar este doar opinia mea, concluzie trasă pe baza o declarație de poziția bisericii pe problema mărturilor, nu avem. Foarte clar, da. Da, și asta am încărcat să spun. Da. Eu cred că așa este, că ar trebui să evităm bicarbonatul. Mi se pare că uneori n-ai cum. Vedeți? Dar se spune că bicarbonatul face mai mult. O, da. Da, deci, da, unii spun chiar ar fi bun. Vedeți? Haideți să rămânem un lucru. Dacă ele mai spune să mâncă murături și eu mănânc, e păcat? Nu, nu e păcat. Pentru că dacă definim păcatul așa strict, ajungem la o mare problemă. Trebuie să ne purgăm de vreme? Bun.
Spuneți-mi, în Biblie scrie că cel puțin într-o ocazie, sau chiar două, Iisus nu s-a plecat de vreme? Da. A păcătuit? Nu, pentru că avea un motiv bun. Vedeți? Contează ce te motivează să faci în Biblie. Dar scrie undeva în Biblie să a fost o situație în care, în Capernaum, a vindecat bolnav până spre miezul nopții, apoi s-a dus să se roage. Deci nu s-a apucat de vreme. Dacă e să interpretăm strict ca, în general, nerespectarea legilor sănătății este păcat. Dar nerespectarea deliberată și sistematică, nu-mi pasă de legile sănătății, nu-mi pasă cum a fost creat, nu mănânc de toate. Și chiar și în aceste situații, știți că Martin Luther pe Adere, într-o perioadă în care alții erau abstinenți și îmi dau pentru abstinență. Dar am auzit că prietena lui Dumnezeu a zis că îmi gestă dată chiar o rețetă de bere. N-am găsit ceva cu mei, cu ce, ai averea, pentru că așa. Deci, unii o să mănânce muretul, unii nu o să mănânce. Cel care mănâncă să nu judece pe cel care mănâncă. Cel care nu mănâncă, să nu judece pe cel care mănâncă. Din punct de vedere al compoziției, considerați că poate să fie o diferență între varza mânată și alte tipuri de murături în care nu se produce sutarea? Adică, de multe ori se vorbește despre varza mânată, că ar fi bună. Da, dacă găsiți pe net, găsiți și 24 de boli în care fac bine murături. Eu chiar am auzit de persoane care au pe și dumneavoastră pregătire medicală și susțin lucrurile acestea. Da. Deci, asta deja trecem la nivel. Când o persoană, un medic susține asta, e deja ceva pe care poți te bazezi mai mult. Și opinia mea este împotriva murăturilor, dar vă spun, nu am, deci nu avem studii științifice serioase cu murăturile. Dacă medicul acela afirmă că murăturile fac bine, nu știu pe ce se bazează. Deci următoarea etapă, amintiți-vă, următoarea etapă trebuie să spună pe ce se bazează. Știți, trebuie să spună Lancet, anul 2004, ediția cutare, articolul cutare, referința. Ce profeția se spune să folosească smochine pentru că ajută o persoană anumită ca medicat. Este inspirat. Da. Este inspirat să vă spune. Este lucru inspirat. Însă, probabil că vine un medic și zice, nu, lucrul acesta e nebunie. Atunci, ce mai credem? Deci, noi nu discutăm când medicina contrazice inspirația. Aici nu avem ce discuta. Deși episodul în care Ezechia se vindecă cu turtă de smochine, este o vindecare supranaturală acolo. Deși are și ceva omenesc, dar nu a fost un act medical. Înțelegeți? Este cum a fost urmina pe ochi. Da, i-a pus pământ Iisus lor pe ochi și s-a vindecat. Nu înseamnă că dacă ne ducem acum la toți ori și le punem pământ pe ochi, vindecăm. Eu, privința murăturilor, eu, opinie personală, cred că ar trebui în primul rând să studiem modul în care erau realizate atunci murăturile, pe vremea Sorelele Mari. Până ne ajungem în cer să ne gândim cu ele, mai spunem, ele mai pe vremea ta, cum erau murăturile? Pentru că ea zice că tot în acest lucru, ce este normal, vedeți că de aceea spune că nu putem fi tranșanți și că ideea de a obiecta murăturile care le aveam. Murăturile sunt menționate în contextul unor alimente picante. Și am spus să fie vorba de murături picante. Deci dacă nu cred că... Aveți dreptate. Din ați pe mai tot și nu sau... Și tot așa. Haideți să facem o rugăciune. Și cei care vreau să mai discutăm să rămână, să nu-i ținem pe toți. Adevărul la dispoziție și foarte multe beneficii legate de adevăr. Ajută-ne să ne lăsăm în drumul de tine și să ne dorim să ne lăsăm pe asta. Îți mulțumim din Domnul Iisus Hristos. Amin.